Ei, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Ia să pregătim acum rețeta de cartofi cu brânză, cum vreau eu să fac niște porumbei aici. Pe geam mă uitam la ei. Dar hai să pregătim rețeta de cartofi cu brânză, cu ciuperci, ai să mă apuc de treabă. Am găsit, până la urmă, am găsit și un morcovel. Și să mă apuc să încurăț șupercile și cartofii, ceapa, usturoiul, că astea merg prăjite împreună, iar după aia să pun cartofii la fiert. Asta e cantitatea de cartofii și ciuperci pe care am pregătit-o eu acum aici. Urmează să le spăl toate astea. Și am pus și usturoi și urmează acum să le spăl. Bun, acum haide ca să toc legumele pentru mâncărică. Încep întâi cu ciupercuțele. Așa, feliuțe așa. Așa, să curăț un pic și partea asta, așa. Care la aici, la, cum îi zice eu, uite, cum este chestia asta, așa, un pic mai negricioasă, o dă în jos. Și gata, s-a rezolvat. Da, deci toc, pardon, fiecare ciupercuță, nu? Bine, v-am zis, spălată, verificat dacă e curată. Și așa pregătesc ciupercuțele acum pentru mâncărică. Trebuie că, uite, mai au negritură din asta pe aici și trebuie curățate bine ciupercuțele astea. Știi ce tai cuțitul ăsta? Vai, mi s-a mare grijă cu el că îmi scapă. Așa, deci am aici și usturoiul, dar usturoiul o să mă ocup de el când mă ocup de ceapă. Acum mă ocup de percuțe. Da, deci bucata asta care mai așa. Așa, trebuie să punem aici un pic de pauză. Și acum să continui la ciupercuțe. Cu grijă le fac pe toate ciupercuțele. Felie de ciupercuță.
așa, mărunțel că... Bun, iată că n-am terminat cu ciupercuțele. La cartofi mă gândeam să-i tai... cum îi zice? Cuburi. Dacă mi se par prea multe ciupercuțe. Ia, hai să vedem câte se adună, să nu fie nici prea multe. Dar eu n-am pregătit așa multe aici. Așa, uite că asta trebuie curățată. Bun, ia să vedem cam câte s-au strâns. Să mă ocup și de ceapă între timp. Ceapa. Bun. Adică mai am o jumătate de ceapă. Și până mă mai revin eu la ciupercuțe. Hai să iau usturoiul de aici, din apă. Și asta e unde mai e usturoi. Deci al treilea cățel până acum. Da. Al patrulea. Așa, ia să vedem. Uite și al cincilea. Bun, ia. Mai morcovelul. Adică acum vine și morcovelul aici împreună cu... Am mai găsit unul prin frigider și zic că de ce nu pune și pe ăsta. Așa. Așa, și acum ia să pun eu deoparte. Pe o farfurie legumele astea tocate și apoi să revin cu cartofii și ciupercuțele. Așa, mi-am pregătit aici pe farfurie, dau deoparte farfuria și acum să revenim la ciupercuța. Ciupercuța! Care sunt în apă ciupercuțele astea și le iau de acolo și uite așa le toc mărunt. Bun, ia. Adică asta trebuie un pic curățată. Așa. Adică mai am aici câteva. Adică și asta trebuie curățată. Ia să vedem. Mai sunt din astea micuțe. Așa.
că acum imediat termin cu ele și mă ocup de cartofi. Și să tai cartofi. Bine ați venit la restaurantul Puiuletele. Ia, să vedem câte s-au strâns aici. S-au strâns multe? E, cred că nu foarte, ia. Bine ați venit la restaurantul Puiuletele. E motanel pe aici. Se uită să vadă ce fac pe aici și ce filmez. Așa. Păi mai am două, hai că e suficient cu ciupercuțele, nu prea multe, că dacă pun prea multe, formă. Mai am o ciupercuță. Ce să curăț așa să... Gata. Gata cu ciupercuțele, că acum urmează faza cu cartofi, după care trebuie să-mi pregătesc și cașcavalul ras. Cartofii, acum să-i tai feliuțe. A, nu, ziceam cuburi. Cuburi, dar să-i pun într-o altă crăcuță. Uite, aici o să-i pun. Acolo sunt ciupercile, aici în asta vin cartofii. Așa. Acum, după ce termin cu cartofii, o să mă apuc să prăjesc. Nu, să fierb. Nu. Facem așa, fierb cartofii. Ăștia care-i toc eu acum. Și după aia pun la prăjit. Deci întâi fierb cartofii și după aia pun la prăjit ceapa, usturoiul, morcovul și adaugă ciupercuțele acolo la prăjit să se prăjească împreună cu ceapa și morcovul, uite și cartoful ăsta. Și... mai am doi cartofi în afară de ăsta. Așa, și acum o să-i pun la fierb cartofii și după aia să mai curăț din el. După aia o să mă ocup de ceapă, morcov și ciupercuțe. Bine, trebuie între timp cât fierb cartofii să dau pe răzătoare cașcaval. Gata, uite, mai am un cartof ăsta.
Și astfel au fost spălate cu apă plată toate legumele pentru mâncarea asta. Și acum, bineînțeles că voi pune altă apă la fier, nu asta. Bun. Deci acum ia să vedem. Mă ocup de cartofi, ok? Am pus cartofii la fiert. Aștept să fiarbă. Între timp să mă ocup de cașcavalul, să iau apa asta de aici. Așa, ia să dau pe răzătoare cașcavalul. Adică am pus pe un castronul ăsta mare. Au terminat de fier cartofii. Așa, ziceam să dau pe răzătoare cașcavalul. Să tăiem cașcavalul, zic, să-l tai ca nu pot să lucrez cu el. Așa, ia să vedem acum. Tăi. Era prea mare bucata și. Așa, tot colcovanul ăsta de cașcaval să-l dau pe jos. Pe jos, nu, pe răzătoare, scuze. Da. Să-l dau pe răzătoare, am vrut să zic. Șurel, șurel până când reușesc să dau tot cașcavalul pe răzătoare. Ia uite ce frumos se face muntele de cașcaval. Acum o să mă ocup de cartofi. Adică iau de acolo, îi scurg de apă. Și mă apuc mai departe de călit ceapa, morcovul și voi pune ciupercuțele. Uite că din ce în ce se micșorează aici cașcavalul. Am adus și brânza. Hai, da, doi, 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 doi. Aici, în castronelul ăsta, am eu aici pe masă un castron și în el voi pune cașcavalul.
Gata, am terminat rotocala asta de cașcaval, dar mai am, cum mai zice, o jumătate. Bun, deci punem cașcavalul ras, așa. Așa, bun. Acum, aici voi pregăti, voi pune și brânza asta, ia să vedem. Că în caz de trebuie un pic sfărâmată cu furculița sau dată pe răzătoare, nu știu. Ia să vedem. Așa, pe o dăm și pe ea pe răzătoare. Ce are? Uite, rup așa o bucată. Merge? Trebuie să vedem. Dacă nu, o tai. Bun. Așa. Și o dau și pe ea pe răzătoare. Ia să vedem. Deci asta este brânză mozzarella, ok? O dăm și pe ea frumos pe răzătoare. Și după aia mai pregătesc tot așa, brânză și un cașcaval. Pentru bucata de deasupra. Iată-i să vedem noi aici. Dar cred că mai degrabă o iau un cuțit așa. Uite așa. Tăiem franjurii de astea așa. Frumos. Bun. Până la urmă, tot înguțit am luat brânza. Că nu-i nimic, cartofii vin călduți și vor topi brânzica asta. Să vedeți ce se topește acum, cred, brânza. Așa. Ia, să mai punem. Uite așa, o tai cu bulețe, cu bulețe. Până când o tăiem pe toată. Am observat că la dat pe răzătoare se cam sfărâmă, de-aia ziceam că mai bine o tai așa și... Aici pregătesc cartofii cu brânza și cu cașcavalul. Bun. Ia să vedem ce am făcut aici. Așa, deocamdată las așa și scot cartofii. Așa, uite, cartofii sunt aici. Așa, ia să punem ușurel, ușurel. Așa. Peste cartofi. Bun. Acum o să călesc
ceapa și cu morcovul. Uite că am pus la călit ceapa cu morcovul și cu usturoiul, dar adică până se călește ceapa acolo, da? Am pus și ciupercuțele aici, peste ceapa călită, morcov, usturoi. Îl las un pic să se călească ciupercuțele, după care pun capacul ăla de acolo, pun un pic de apă și pun la fier ca să fie morcovul, să se facă morcovul, ca lumea fier. Aici la condimente am pus vegeta, o linguriță, un pic de boia de ardei dulce și un pic de piper, dar foarte puțin, un vârf de puțin cât să luați așa într-o linguriță. Piper și aici e bucătăria mea. Piper, boia de ardei dulce și vegeta, că eu nu pun sare, eu pun aceste trei condimente și atâta. Și acum aștept, și am mai pus 200 de mililitri de apă plată ca să fac un pic de lichid ca să poată să fiarbă morcovelul și mă interesează morcovelul să fie fiert. Eu, uite cum stă aici noul globuleț așa în formă de stea și am pus crăcuța asta așa în brăduț. Uite. Asta așa până se face mâncarea, să mai admirăm un pic și brăduțul și cum am pus crenguța asta așa și nou globuleț acolo. Steluță. Arată mâncărica înainte să o bag în cuptor. Aici am cartofi cu ciupercuțe, cu morcovel, ceapă și usturoi. Și acum urmează să bag în cuptor. Am pus un pic de vegeta, v-am zis, un pic de vegeta, piper, puțin, da? Și boia de ardei dulce. Și acum o bag un pic în cuptor. Am băgat mâncărica pentru 20 de minute în cuptor la 200 de grade. Și după aceea o să fac niște cărniță la grill. E gata mâncărica cu cartofi și cu ciupercuțe. Aici, ia uite, am pus pe grill să facă o bucată de pulpă de curcan și ne ajunge la amândoi de acolo. Și avem garnitură, cartofi cu ciuperci și brânză mozzarella, cașcaval, morcov, uite că se și vede morcov, ceapa și usturoi. Ceapă și usturoi. Și ne-a mai rămas un pic din mâncărică, cam de porție, zic. A început sfârâiala, se sfârâie aici.